Andreea sunt. Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu un tutorial la o pălăriuță tip floare, floare clopoțel, croșetată. Este un model spectaculos, foarte, foarte, foarte frumos, mie îmi place extraordinar de mult și nu este greu de făcut deloc. Chiar și începătoare, dacă își dau silința un picuț și au un picuț de mai multă răbdare, e posibil să le iasă o astfel de pălărioară. Aceasta este făcută pentru un copilaș micuț, pentru un bebeluș. Mărimea, haideți să vă spun, a balonului, circumferința balonului, ca să vă puteți da seama de circumferința capului. Deci balonul meu are circumferința de, uitați, 46 de centimetri. 46 de centimetri, deci e circumferința capului unui bebeluș de la 6 luni până pe la un an, un an și jumătate. Iar înălțimea, haideți să vă spun și înălțimea pălărioarei, să dăm să deoparte, înălțimea, eu am hotărât și am făcut doar până la 12 centimetri, de aici din creștet, de la 12 centimetri am început micuțul bor, da? Voi faceți în funcție de mărimea pentru care lucrați, stabiliți înălțimea pălărioarei. Deci, am folosit o croșetă 1,75, am folosit un bumbac, nu știu cum îi spune tipului acestuia de fir, pentru că am primit cadou. Mulțumesc, Valentina, te iubesc, mi-ai trimis niște fire grozave și nu aveau etichetă bobinele mele, de asta nu știu ce tip de fir, dar este bumbac 100% cu siguranță. Dar o astfel de pălărie poate fi făcută cu oricare tip de bumbac, cât e un bumbac moale ăsta și mi se pare potrivit pentru un copilaș, pentru un bebeluș. Sunt de la mai multe firme, adică majoritatea firmelor care există pe piață la noi au și bumbac, un bumbac subțire și care să meargă cu croșetă 1,5, 1,75, 2 maxim. Așa, începutul este clasic, pe piciorușe duble, crescând la fiecare rând, până am obținut circumferința aici, deci diametrul cercului de bază, corespunzător, care corespunde cu vârsta copilului pentru care vreți voi să lucrați. Am tutorial, căutați pe canalul meu, dați la căutare acolo cerc croșetat, bază pentru căciul, berete, bonete, și acolo veți găsi explicații pas cu pas cum trebuie să creșteți până la diametrul necesar, deci să măsurați diametrul cercului acestuia de bază și care să corespundă cu măsura, cu circumferința capului copilașului pentru care lucrați. Asta în cazul în care nu aveți un copilaș să puteți și proba. Oricum, eu v-am lăsat și tabelul, urmăriți cu atenție de la început, uitați-vă pe măsuri și vedeți, stabiliți exact detaliile pentru o astfel de pălăriuță, adică să știți. Dacă, de exemplu, lucrați pentru 5 ani, eu n-am tabelul acum la îndemână, dar să zicem că trebuie să fie aici 14 cm, diametrul cercului de bază. Ei, după ce ați ajuns la 14 cm, deci creșteți de la un rând la altul, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 piciorușe, în sfârșit, pas cu pas, rând cu rând, rând după rând, până ajungeți și faceți cercul acesta. Deci este foarte important, dacă cercul este lucrat perfect, uitați, la mine se vede foarte puțin îmbinarea de rând aici, unde e încheierea, cred că acolo e. Se vede pe unde sunt mulțite. Deci dacă faceți cum am făcut eu, sigur o să vă iasă grozav. Și în rest, aici înălțimea, iarăși urmăriți în tabel și vedeți până la ce înălțime vreți voi să lucrați. De obicei la pălărioare nu e ca la căciulițe, adică să acopere fruntea cu totul. Măcar cu vreun centimetru mai puțin. Deci dacă la o căciulă lucrați la o înălțime de 17 cm, la o pălărioară e bun pe la 16 să începeți micuțul bor. Eu îi spun pălărioară, deși nu e un bor generos. La petalele acestea de la floricică, eu i-am spus că e totuși micuțul bor. Așa l-am denumit. Cred că v-am spus totul, v-am spus și numărul. Croșetea mi-a intrat în jur de 75 de grame. Deci folosiți bumbac și Flavia este bun, până într-o 100 de grame, e destul de modelul, la model intră un picuț de fir,
Poate și 50 de grame este e posibil să vă ajungă. Bobina mea a avut 100 și mi-a mai rămas din ea. De asta am zis că e, și mi se pare că a rămas mai puțin de jumătate. Țin să mulțumesc tuturor acelora care lucrează și au tot lucrat de-a lungul timpului alături de mine. Sunteți speciali. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Nici nu vă imaginați câtă bucurie îmi faceți când văd reacțiile ale voastre. Cu ea sunt aici pe canal, pe grupul meu, Scheme și Tutoriale Croșetate. Îmi umple sufletul de bucurie. Să pornim la lucru. Să pornim la lucru. La frumoasa noastră pălăriuță. Și începem pe cercul magic. Deci dăm firul după degete, lăsăm firul în spate, deci este firul acesta. Am înțeles că sunt începătoare cărora le dăm mari bătăi de cap cercul magic. Apoi băgăm pe sub acest fir, îl tragem firul și facem, îl prindem cu un ochi de lanț și îl fixăm. Facem încă două ochiuri de lanț. 1, 2 și facem în total 12 piciorușe duble. Primele 3 ochiuri de lanț țin loc de un prim picioruș dublu. Deci avem 2, mai facem încă 10. Deci avem 3, 4, până la 12. Am făcut cele 12 piciorușe duble. Acum tragem de fier și închidem cercul magic, strângem bine. Unim aici, deasupra primului picioruș, cu piciorușul alunecat. 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș și deasupra fiecărui picioruș de pe rândul anterior vom face câte 2 piciorușe duble. La sfârșitul rândului 2, deci vom avea 24 de piciorușe duble. Le numărăm și eu le număr de fiecare dată, să știți. Deci câte 2, deci acesta este primul, al doilea în același loc, se dublează numărul piciorușelor duble pe rândul, la sfârșitul rândului 2. Continuăm. Și la sfârșitul rândului 2, am terminat cele 24 de piciorușe duble, unim cu picioruș alunecat. La rândul 3, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș, într-un spațiu facem un singur picioruș dublu, în următorul spațiu facem 2. Deci 1 și încă 1. Deci am făcut 2, da? În următorul, unul singur. În următorul spațiu, deasupra următorului picioruș. Unul singur. Deasupra următorului picioruș, 2 piciorușe duble. Înmulțim. Deci odată la un picioruș, deasupra unui picioruș înmulțim, deasupra următorului nu înmulțim, facem unul singur. Apoi iarăși 2, iarăși 1, 2, 1. Până la sfârșitul rândului, când vom avea 36 de piciorușe duble. Le numărăm la sfârșitul rândului ca să fim siguri că am lucrat corect. Am terminat și rândul 3 cu 36 de piciorușe duble. Unim cu piciorușul alunecat. Trei ochiuri de lanț. Deci la rândul 4 facem 2 piciorușe duble, unul după altul, în al treilea înmulțim deasupra celui de-al treilea picioruș. Apoi 2 piciorușe fără să înmulțim, 1 și încă 1, fără să înmulțim, în al treilea înmulțim. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Deci 2 fără să înmulțim, în al treilea înmulțim. La sfârșitul rândului 4 vom avea 48 de piciorușe duble. Le numărăm să fim siguri că am făcut corect.
Am terminat și rândul 4 cu cele 48 de piciorușe duble, unim cu piciorușa alunecat. Pe rândul 5, deci pornim cu 3 ochiuri de lanț, facem 3 piciorușe consecutive fără să înmulțim. Deci avem 2 și al treilea, acestea fără să înmulțim, sunt unul lângă altul, da? În al patrulea înmulțim. Da? În al patrulea am înmulțit. Apoi, următoarele 3 fără să înmulțim. 1, 2, 3 fără să înmulțim, da? În al patrulea înmulțim. Și așa facem până la sfârșitul rândului, unde vom avea în total 60 de piciorușe duble. Continuăm. Și la sfârșitul rândului 6, după ce am făcut cele 60 de piciorușe duble, pe care le-am și numărat, unim cu piciorușul alunecat. Deci 1, 2, 3, 4, 5, la sfârșitul rândului 5. Începem rândul 6, 3 ochiuri de lanț, facem 4 piciorușe consecutive fără să mulțim, deci 3, 4, în al 5-lea înmulțim, în al 5-lea înmulțim, da? Următoarele 4 fără să mulțim. 1, 2, 3, 4 fără să mulțim. Deci avem 4 piciorușe fără să mulțim. În al 5-lea înmulțim. La sfârșitul acestui rând vom avea 72 de piciorușe duble. Am terminat și rândul 6, unde avem 72 de piciorușe duble, unim cu piciorușa alunecat și măsurăm diametrul cercului de bază și vedem că avem 9 cm. 9 cm sunt suficienți pentru un nou născut. Deci, pentru cine vrea să facă o astfel de căciuliță floricică, floare, pentru un nou născut, poate să schimbe culoarea și să treacă la model deja. Dar eu vreau să fac pentru un copilaș mai mare, un picuț mai măricel, 6-18 luni. Deci mai fac încă un rând de înmulțire. 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea picioruș consecutiv fără să mulțim, da? În al șaselea înmulțim. 1, 2. Apoi, 5 piciorușe fără să mulțim. 1, 2, 3, 4, 5, 5 fără să înmulțim, în al șaselea înmulțim. Așa facem până la sfârșitul rândului, unde vom avea 84 de piciorușe duble. 72 și cu 12, 84. 84 de piciorușe duble. Continuăm. Am terminat și rândul 7, am unit cu piciorușa alunecat, deci avem 84 de piciorușe duble. Eu măsor și văd că am 10 și un pic, aproape 10 jumate centimetri, diametrul cercului de bază și nu este suficient pentru 6-18 luni, pentru că eu am nevoie de 12 centimetri pentru 6-18 luni. Da? Da, 12 cm, deci mai lucrez încă un rând de înmulțire. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rândul 8. Deci 3 ochiuri de lanț,
facem, deci pe rândul anterior am avut între înmulțiri 5 piciorușe duple. Acum vom avea 6. Deci 3, că și ochiurile de ransie în loc de un prim picioruș, deci avem 3, 4, 5, 6, 6 piciorușe duble unul după altul, în al 7-lea înmulțim. Acum 6 piciorușe duble, unul după altul, fără să înmulțim, 2, 3, 4, 5, 6, deci 6 piciorușe duble, fără să înmulțim, în al 7-lea înmulțim. Și așa facem până la sfârșitul rândului, unde vom avea 96 de piciorușe duble. Continuăm. Am terminat și rândul 8. Am unit cu piciorușul alunecat. Acum măsurăm. Și avem aproape 12. 11 și jumătate. Aproape 12. O să las așa. Deci sunt 96 de piciorușe duble. O să tai firul. Și o să-l las deoparte. Acum iau firul cu cealaltă culoare și o să pornesc aleatoriu de undeva. Este foarte important ca la sfârșitul acestui rând să avem un număr par de secvențe. Secvențele pe care le fac acum. Deci având, deci 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș. Deci am prins de undeva pentru că vreau să prind un picuț măcar aici firul în lucru și apoi îl voi ascunde cu acu. Deci avem un picioruș dublu, mai facem încă unul. Deci ochiurile de lanț, cele 3 ochiuri de lanț țin loc de un prim picioruș dublu. Deci avem practic 2 piciorușe duble, un ochi de lanț și încă 2 piciorușe duble exact în același loc. 1 și încă 1. Acum, fără ochiuri de lanț, fără nimic, deci dăm după croșetă, sărim 1, 2, 3 în al 4-lea. Așa, 2 piciorușe duble în același loc, da? 2 piciorușe duble, un ochi de lanț și încă 2 piciorușe duble tot în același loc. Deasupra aceluiași picioruș de pe rândul anterior. Deci avem o secvență, este alcătuită din 2 piciorușe duble, un ochi de lanț între și încă 2 piciorușe duble. Dăm după croșetă, sărim 1, 2, 3 în al 4-lea, repetăm. 2 piciorușe duble, un ochi de lanț și încă 2 piciorușe duble în același loc. Și astfel repetăm până la sfârșitul rândului. Și am făcut până la capătul rândului secvențele exact cum v-am spus, cu câte 2 piciorușe duble, un ochi de lanț, 2 piciorușe duble, apoi am sărit 3 în al 4-lea. În total, mie mi-au ieșit 24 de secvențe, deci 96 împărțit la 4 fac 24. Este important pentru cine face pentru o mărime mai mică sau mai mare, ca la sfârșitul acestui rând să avem, exact cum v-am spus, un număr par de astfel de secvențe. Este important pentru finalul pălăriei, că dacă nu sunteți atente la amănuntul acesta, apoi când terminați, când vreți să faceți borul pălărioarei, o să vă dați seama că nu aveți cum să încadrați partea aceea de floare de la final. Eventual,
săriți două și faceți în a treia de două ori și pentru ca la sfârșitul acestui rând să aveți 20, 22, 24, 26, 28, 30 de astfel de secvențe. Deci un număr par. Faceți un picuț mai des, v-am zis, săriți două și faceți în a treia de două, trei ori, în așa fel încât la finalul acestui rând, pentru că nu, să știți că nu este vizibil. Dacă faceți o dată pe aici, o dată pe aici, o dată pe aici. Așa. Acum, unim cu piciorușa alunecat, ca și până acum pentru încheierea de rând. Pășim în spațiu aici, între grupele de piciorușe duble, de câte două piciorușe duble, pe sub ochiul de lanț, tot cu piciorușa alunecat. Și de aici încolo, până la borul pălărioarei, se va repeta, se vor repeta secvențele. Deci, trei ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș. Aici, pe sub ochiul de lanț, mai facem încă un picioruș dublu. Deci, avem, practic, două piciorușe duble, un ochi de lanț și două piciorușe duble. Deci, exact ca și rândul anterior cu firul de altă culoare, doar că grupele le vom face de fiecare dată, la fiecare rând de aici încolo, pe sub ochiul de lanț. Deci, două piciorușe duble, un ochi de lanț și încă două piciorușe duble exact în același loc. Pe aici încolo este foarte simplu, pentru că grupele le vom face pe sub ochiul de lanț și rândul următor și rândul următor, până la înălțimea la care vrem noi să ajungem cu căciulița, pălărioara, pălăria, de fapt, e pălărioară, pălăriuța noastră floare sau căciuliță floare, cum vreți voi să-i spuneți, până la înălțimea la care avem noi nevoie. Deja, ia să vedem, se duce până la 7 cm, din creștet până unde suntem noi, dar eu am nevoie de vreo 13 cm, cel puțin, cam așa. Deci, dar o să măsor și o să văd până la ce înălțime, nefiind căciuliță, fiind pălărioară, nu trebuie să acopere chiar urechile și fruntea toată. O să vedem. Deci, oricum, lucrăm și bun ar fi să și avem cum să măsurăm. Continuăm cu grupe de câte două piciorușe duble, despărțite de câte un ochi de lanț, de fiecare dată făcut în spațiul acesta pe sub ochiul de lanț de pe rândul anterior. Fără ochiuri de lanț între grupe. Doar aici, pe mijloc, facem. La fel ca și rândul anterior.